Apocalipsa lui Ioan Capitolul 14 Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144 de mii care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, afară de cei 144 de mii care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, Temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă, că ce a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor." Apoi a urmat un alt înger al doilea și a zis: A căzut! A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei! Apoi a urmat un alt înger al treilea și a zis cu glasare: Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu! turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și am auzit un glas din cer care zicea: Scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul! Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Apoi m-am uitat, și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o secere ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor. Pune secerea ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secerea pe pământ și pământul a fost secerat. Și din templul care este în cer a ieșit un alt înger care avea și el un cosor ascuțit. Și un alt înger care avea stăpânire asupra focului a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate, și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor, pe o întindere de 1600 de stadii.